an au apărut 100 de spesnaz din Ucraina, din regiunea Viniță. Suntem oameni serioși, ori cum asta? Aici să ne ocupăm cu glume, cu anecdote? Ce fel de spontan? Cum într aceeași zi eu venit cu autobusul, cu toți ăsta, și le trebuie lor spesnazul să aibă? Asta e spontan? Dar totuși noaptea polițiștii... Dar cum spontan în jurul președinției au apărut la 200, la 300 de metri mobil de pietre, bețe de astea din metal. Cum spontan în mâinile acestor care protestanți, așa numiți, care atacau președinția și parlamentul, au apărut gaze, baloane cu gaze și așa mai departe. De unde spontan? Dați fim serioși. Și această noțiune de spontan, eu o termin cu aceea, deși până astăzi, nici spontan, nici special, totuși n-au pus punct, n-au pus punct organele respective, mai ales că eu venit la guvernare, cine au organizat evenimentele din 7 aprilie, cine e vinovat, cine trebuie tratat la răspundere, cine trebuie pus la pușcărie. Pentru eu apreciez evenimentele din 7 aprilie ca lovitură de stat. Tentativă de lovitură de stat. Nu, tentativă, pentru că nu s-a reușit. Dar, de fapt, era programată ca lovitură de stat.